Spitalul județean din Ploiești este sub asediu. Ministrul Sănătății a mai trimis doi directori din minister să vadă cât de gravă este situația. Între timp, plângerile pacienților curg fără încetare, la fel și banii la farmacia de peste drum de spital. Acolo se vinde de la banală aspirină până la materiale sterile pentru operații. Medicul de la care a pornit scandalul a acordat un interviu în exclusivitate reporterilor Observator, în care explică de ce nu se mai poate face medicină în asemenea condiții. Sunt obligat să îngrijesc niște bolnavi cu niște condiții și niște situații care uneori conștiința mea e greu să le accepte. Tot conștiința l-a împins pe medic să vorbească despre dezastrul din spital. A avut curaj să spună ce alții poate țin încă ascuns. Eu cred că tot sistemul de sănătate este bolnav și cred că ceea ce se întâmplă în spitalul nostru se întâmplă de fapt în toate spitalele din țară. De fapt, vreau să vă spun că am primit o groază de telefoane ieri de la diversi medici din diverse spitale, inclusiv de la clinici din București, care mi-au spus că se confruntă cu aceleași probleme. O listă mare cu lipsuri în fața căreia medicul nu vrea să mai închidă ochii. Sunt o mulțime de calități pe care trebuie să le îndeplinească o plasă. Eu mă întreb prin sterilizările repetate. Normal că aceste calități ale plasei dispar sau, mă rog, în mare parte, și atunci pacientul acela riscă să facă complicații. Dar nu înțeleg de ce nu se recunoaște lucrul ăsta. Măcar recunoaștem. Măcar îi dăm pacientului șansa să accepte sau să refuze această experiență. Nu, el poate să spună, domnule, mai bine îmi cumpăr eu această plasă. Iar dacă spitalul și sistemul sunt prea sărace să ofere sănătate, suferința oamenilor este alinată de farmacia din fața lui, care vinde de la aspirină până la echipament steril. Câmpuri sterile de alea de pus la operație, da. Traverse? Traverse, da. Se cumpără? Da. Scot bani grei din buzunare bolnavii disperați în fiecare zi. Aici la dumneavoastră găsim cam în principiu tot ce se cere, nu, prin spital? Branule, perfuzoare. Am internat pe tatăl meu. Medicul mi-a spus că medicamente în farmacia spitalului nu sunt și mi-a dat rețetă ca să iau medicament să cumpăr. 6.000 de lei au costat în total medicamentele cumpărate de bărbat. Spitalul nu i-a dat nici măcar un calmant. 17 lei și 42 de bani, 300 lei, 192 de lei. 137 de lei. Neajunsurile din spital se transformă zi de zi în drame pentru cetățenii din Ploiești. Disperați și îndurerați pentru că le mor rudele cu zile, au ajuns să iasă în stradă. Astăzi, o pacientă care îl acuză chiar pe doctorul Oprea de malpraxis a ieșit în fața spitalului pentru a-l susține, pentru că are curajul să vorbească. Au urmat-o 23 de colegi ai chirurgului.